Mai mulți elevi din cadrul școlii Academician Marin Voiculescu din Giurgiu au format o patrulă școlară și au ieșit în stradă, echipați cu veste reflectorizante și cu un indicator de semnalizare. Instruiți de polițiști, copiii au oprit mașinile la trecerea de pieton de la Patibar și au însoțit pietonii pentru ca traversarea să se desfășoare în cele mai bune condiții. Acțiunea de astăzi face parte din programul Săptămânii Prevenirii Criminalității și a avut ca scop reducerea accidentelor rutiere produse atât din vina pietonilor cât și a șoferilor. Am urmărit prin acțiunea noastră să responsabilizăm atât pietonii să traverseze strada numai pe trecerea pentru pietoni și numai după ce se asigură și au o atenție sporită sau asigura că sunt în siguranță, și conducătorii auto să reducă viteza, să fie atenți în zona trecerilor pentru pietoni. Pentru o informare cât mai largă a giurgiuvenilor, oamenii legii au împărțit și pliante, explicându-le cât de important este să se asigure înainte de a traversa strada. Ziua de astăzi, săptămâni, prevenirea accidentelor rutiere. Cu această ocazie, noi vă mânăm o cărticică cu recomandări de sănătate și bască. Astăzi este dedicată ziua prevenirii accidentelor rutiere. Cu această ocazie, noi vă mânăm un pliant cu recomandări preventive. Elevii au fost bucuroși că pentru aproximativ o oră au dat startul la traversare pietonilor, dar și colegilor care mergeau sau veneau de la școală. Este bine să ajutăm pietonii să treacă strada, să prevenim accidentele. Care crezi că sunt principalele reguli pe care ar trebui să le respecte pietonii? Să se asigure înainte să treacă strada și să fie atenți pe trecerea de pietoni. Să se asigure din partea stângă și cea dreaptă, să vadă dacă nu vin mașini, iar dacă este șoseaua liberă, pot trece și mai ales pe la trecerea de pietoni. Și pentru șoferi, ce sfatul crezi tu că ai putea să le dă? Să respecte viteza limită și anume de 60 de km la oră. Oamenii legii speră că acțiunea desfășurată astăzi în Giurgiu să aibă un efect scontat și totodată sfătuiesc pietonii să țină cont de recomandările lor.